bună seara, prieteni ai hazului! Hai, trageți la mal bărcile de agrement cu care vă pregătiți să plecați în weekend, fiindcă vreau să fac un anunț important pentru țară. Dar spun odată, măi, omule, nu mă mai fierbe la foc mărunt! În această seară, în cadrul Galei Umorului, o avem invitat special pe Draga Olteanu Matei, una dintre seniorele comediei românești! Ole! Care va să zică dumneata Leanca, văduva, comersantă de băuturi spiritoase? La anul dracului. Știu. Lasă-mă să te întreb. Plătim licența de un judecător. Ole! Tăcere! E păcat pentru mine de un judecător. Lasă-mă să te întreb. Te las. Care va să zică dumneata Leanca, văduva, comersantă de băuturi spiritoase, ce pretinzi de la prevenitul Ian Cuzugravu? Eu, domn judecător, să trăi sărmâna. Eu sunt o femeie sărmană. Dumnezeu mă știe cum mă chinuiesc pentru o bucățică de pâine. De-aia și pusesem de gând de la Sfântul Gheorghe să las prăvălia, care nu mai poate omul de atâtea angarale pentru ca să mai mănânci o bucățică de pâine și nu ne mai dă mâna să plătim licența. Licența o plătește Domitica. Domitica? Să fie al dracului care minte! Să cere! Nimeni n-are voie să vorbească aici până nu-l întreb eu! Dacă zice dumneavoastră că Domitica, eu dau judecător să rămână, poși să-i jur că sunt curată la sufletul meu. Puh! Nu despre asta este vorba. Spune cum s-au petrecut lucrurile și reclam de la prevenit. Oh. Eu, domn judecător sărumâna, reclam, pardon, onoarea mea care m-a înjurat și clondirul cu 3 kg mastică prima care venisem tomn atunci cu birgea de la domn Marinescu, bragadirul din piață. Încă chiar domn Tomiță zicea că să-l iau în birge. Pe cine să iei în birge? Clondirul, că zicea. Cine zicea? Domn Toma, se sparge. Cine se sparge? Clondirul, domn judecător! E, femeie, ce tot bârâi! Răspunde-le, muri, la ce te întreb eu. Ce reclam de-a ta acum de la prevenit? Onoarea mea, care m-a înjurat dumnealui. Pardon, facuți și dreguți! Și mi-a spart clondirul, că nu vrea să-mi plătească. Că eu sunt o femeie sărmană și păcat. Vine dumnealui gol pușcă și bea până se face tun și pe urmă, dacă am vrut să chem vardistul, dumnealui zice că mă sulemenește cu chinoroz și vrea să o tulească. Și-a căzut peste tarabă și s-a făcut praf. Cine s-a făcut praf? Clondirul cu mastică și pe urmă vrea să fugă. Cine? Dumnealui! Eee! Ce pretinzi? Onoarea mea, domn judecător, și 3 kg mastică prima. Bine, șe și taci. Care vine dumnealui... Taci. Taci, da! Taci odată! Am tăcut. Iancu Zugravu, ce ai vrea să răspunzi la pretențiile reclamantii? Eu, domnule judecător, domnule, îi zice, pardon, iar ai venit, mă, porcule. Oh. Că domnule, n-are niciun fel de politică vis-a-vis de mușterii. Eu zic că, dacă domn Mitică... Cine e domn Mitică? Domn judecător, uite-l să rămână, așa cum ai beat. Taci! Nu te trebuie la ta. Cine e domn Mitică? Domn Mitică? Nu-l cunoști pe domn Mitică? Al dracului, domn Mitică. Vorbește serios! Cine-i Domitică? Care va să zică Domitică la pricepție? Pricep dumneata la acușica cum vine vorba noastră. Ce are a face Domitică? Păi dacă i-a plătit licența... Să fie al dracului! Taci! Nu e vorba de licență, e vorba de clondirul cu mastică! A căzut de pe teșghea, domnul judecător. Era pe margine. Cine l-a împins? Piazarea, că zicea că cheamă vardiștul. Eu nu am vrut, că sunt comersant. Comersant de pii de cloșcă. Taci! Te invit să vii cu vincioasă. Aici nu-i permis să dai cu tifa. Bravo, domnul judecător. Ai văzut și Natalia Cușica ce plamar pe ei, dumnei. Nu-ți permis să vine cu vincioasă aici, m-ai înțeles? Bravo, domn judecător. Să spui ce comerț învârtește. Taci, că te dau afară. Bravo. Răspunde. Ce comerț faci dumneata? Am fost zugrav de case român, domn judecător. Dacă am văzut că mă omoară concurența străinilor, am deschis tombolă cu obiecte la moși. Dar de chinoroz, cum a venit vorba? Am vrut numai să o sperie Costric,
pardon la fixonomia obrazului. Să mă sperii? N-ai venit odată cu căciula umplută cu chinoroz? Lasă, păi, ai altă căciulă. Aia a fost la politică. Nu înțelegi dumneai fomeile. Bine, bine, toate bune. De ce vii beat la judecătorie? Dacă aminteri, n-am curaj, domn judecător. Destul! Tribunalul condamnă pe prevenitul Iancu Zugravu la 7 lei despăgubire civilă și 2 lei cheltuieli de judecat. Da, domn judecător să rămână. Onoarea mea nereperată, cum rămâne? Las că ți-o reperează domnitică. Cleopatru, Cleopatru, n-am avut și eu noroc. Da, ce-i cu tine, Dorele? De ce faci mărunțel din buze? Ce nu-ți convine? He, ce nu-mi convine? Nevastă mea, Cleopatru. Aș fi vrut și eu să semene cu, nu știu, cenușăreasă. Iauzi, dar cum e nevasta ta? Năbădăioasă. Aha, și-ți pare rău? Bineînțeles. Nu știu, aș fi vrut și o femeie care să mă asculte. Păi dacă-ți dorești o femeie ascultătoare, încearcă la SRI. Și cum zic, filule, reiterarăm problema vis-a-vis de anul nou, că să-l petrecem la București. Ne mai vedem și noi, să mai surmontează și copiii ăștia, zic, când avusești și o alterație cu bărbatul meu. Că dacă nu te-o îngăsi, ori dacă nu-i putea, că totdeauna are omul casa să o pui la dispoziție așa de sărbători, înțelegi? Așa că am tamarăm o cameră la hotel. Dar e niște prețuri absorbante, așa, asiatică rău, lumea după bani. Așa că să zic că tot mai bine la neamuri. Nu, filule? Da, nu știu că... Păi acum e vacanță și copiii sunt tot timpul prin casă și nu prea e loc. Eh, nu-i nimic. Las. Nu se poate, nu se poate. Ce o să fie? Dar să știi că nu-mi pare rău de cât de dămigeană aia cu vin. Curat cum e lacrima. Dămigeană? Auzi, știi ce mi-a trecut prin minte? Ce? Îi băgăm pe toți într-o cameră și vă facem loc. Mergem la hotel, luăm damigeana. Care damigeana? Damigeana, nu zisești că... Aoleu, păi nu spusei ce pățâi cu jurata aia de damigeana? Ce pățâși? Când ajunseră la București și o scoborerăm din timp, nu știu când s-a făcut că-i sărit dopul. Să derulă pe peron. M-a plecat după aia sărit, după luai, dau să-l suflu pe el. Păi când mirosea ceva. Dur la nas miros, ce să vezi? Ce să văd? Era trăscău. Lasă nălțico că e bun și ăla. Aoleu, mai vedea. Lasă-mi dămigeana cu gaz. Îl o să iau pe aia cu vin. Nu se poate. Da, parcă eu n-am necazuri cu copiii. Ce zici că nu vor să stea toți într-o cameră? Vor fiecare camera lui, că au de învățat? Bă, cum și acum în vacanță? Mai ales în vacanță. Las, nu-i nimic. Nu se poate, nu se poate. O să stăm la hotel. Dar nu-mi pare rău decât de curcanul ăla. Care-i curcan? Unul mic, de vreo 15 kg așa. Dar ce atâta școală și în vacanță, dragă? Să stea să se odihnească toți într-o cameră, merge la hotel, luăm curcanul. Care curcan, ninele? Că eu-l văzui așa întrind, cam moleșit, așa, știi? I se dispersase moțul, uite, așa, pe lângă cioc, așa. Când îl văzui așa, să-i se deschiniță-l geamul, să ia și el o țraier. El când văzui așa, vâși din brațele mele, și demară direct înapoi la slatina de unde am venit noi, auzi. Așa departe? Și n-ați dat fuga după el? Nu, de dură, me. Păcat. Păcăma, ce i-ar fi plăcut soacră mi curcanul. Știi că vine și ea. Și nici nu știu unde am s-o culc, da. Păi mă gândesc să iau o cameră la hotel. O iau lângă a voastră. Poate vă mai depănați amintirile, vă mai distrați împreună. Nu se poate, nu se poate. O să fie bine și la hotel. Eh, dai păcat de putinica aia cu brânză. Când plecară malenașul tău, zise, cum o să te duci la finul numai cu un curcan? Și așa luară și o putinică cu brânză din la oile noastre, din munte, știi, de aia făcută de mine. Și eu, cum să nu știu? Auzi, știi ce m-am gândit? Ia stai jos. Să culcăm copiii cu soacră mea și cu nevastă mea, că n-are rost să stați la hotel. Mergem, luăm putinica. Care putinica? Aia care ți-a dus-o. Păi nu mai e. Cum nu mai e? Păi în zăpăceala aia cu dămigeana, cu curcanul, uita intri. Ce păcat.
De ce păcat? Păi, o băgam în bucătărie, ne înghesuiam cum ne înghesuiam și vedeam noi că a dat și tata telegramă, peste telegramă, că vine și nici nu știu unde o să-l culc. Mm-hmm. Dar mă rog, tata că spune că vine, vine. Vine. Și la noi e strâmb. Strâmb, rău. Ce să-i faci? Nu-i nimic. Nu-i nimic, o să petrecem și noi la hotel, nu o să fie nicio... Dar îmi pare rău de ouălele. Care ouălele? Ouăle de le-a dus-i pentru Fina, fosută de ouă. Ca să facă și ea cozonaci. Nu, nu, că până vine tata, care nici nu sunt sigur dacă vine, merge la hotel, luăm ouălelea. Vezi de treabă, vezi de treabă că uitai să spui. Ce? Când mă repezi după curcan să-l prinde coadă, calcai peste papurniță și le făcui fleașcă, le făcui jumări, auzi? Criminalo! Aole, ce surău, filule, ce să-i faci? Păi mai bine te călca trenul decât să calci nouă. Ulele, pe mine! Că tata întotdeauna când spune că vine, vine și aduce și pe maică-sa. Pe bunica mea. Pa bătrână. Pa bătrână. Și aduce și o soră. Și aduce și primarul. Stai. Și notarul. Păi da. Tot partidul cu Klux Klanul. Nu se poate, nu se poate. Ce să-i faci? Asta e. Pare rău. La mulți ani, finule, să trăiești! La mulți ani, finule! Plecăm la finutase ca cine-i loc de atâtea cadouri. Disipară! Mâna-ți, măi! Nu! Nu iese nimeni! Peste cadavrul meu! Părăsiți încăperea cu obiectele astea! Mâncă la tata de nebun! Absolventa Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale, promoția anului 1956, Draga Olteanu debutează în același an în teatru, în piesa Ziariștii, de Alexandru Mirodan. De-a lungul carierei sale, a jucat în piese de teatru de succes, cu Ana Chirița, după Alexandrii, pentru care a scris și un scenariu de film, în două serii, cu Ana Chirița și Chirița la Iași. A mai jucat de asemenea în Gaițele de Chirițescu, Căruța cu paiațe de Mircea Ștefănescu, Hagi Tudose de Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Autorii în sală de Ion Băieșu și multe, multe, multe spectacole care se jucau cu casa închisă. A avut o carieră plină de succes și în televiziune, unde a avut apariții memorabile în programele de varietăți și de revelion. A făcut un cuplu inegalabil cu marele Amza Pelea, jucând-o pe Veta, soția lui Neamărin, în numeroase show-uri TV și în filmul artistic Neamărin Miliardar. Iată ce declara Draga Olteanu după imensul succes din 1979. Amza a făcut un personaj național. Eu am jucat-o pe Veta, Neamărin. I-am dorit foarte mult și mi-a fost teamă să nu-mi ia rolul o altă colegă. Chiar am vorbit cu Amza și spuneam că aș fi fost foarte supărată dacă nu m-ar fi ales pe mine. Ho, femeie! Bună seara! Încotro te duci? Ia, mă, mănușile, de aceea, uite-l dracu! Ce? Ce se întâmplă aici? Dumneavoastră? Încă caut omul. Cine e omul dumneavoastră? De-a lui Juvete. Oh, Mr. Juvete? Înseamnă că dumneavoastră sunteți Mrs. Juvete. Oh, scuzați, scuzați. Poftiți, poftiți, vă rog. Please. Vă zici, mă? Da. Pe rog. Veta, iar am vedenie. Unde? Mr. Juvet dansează. Baby face! Mr. Juvet! Gata, scurte-ți eu! Ei, Mr. Juvet! Mr. Juvet! Faci tu mine la casă! Faceți loc! Dă-te-mă la o parte să ajung la el! Tirați-a de dracul la coada asta, nu s-a dat așa, ai? Na! Dă-te-mă de aceea! Duh, Marine! Lasă-l, Beto, că nu sunt eu! Opa, Marine! Ce pe uși de te tulbiși? Dă-te-mă de aceea! Cu alta, mă, ai! Cine e asta, mă? Cine e roaiba asta? Mi-a dat roaiba! Rapai, falta de șoai, mă, nesc, auzi! Bă, Marine, nu fugi, mă auzi! Mă auzi? Homă, homă, că m-a surzit! Ia-te lângua! Marine! Stai! Bă, dacă pui mâna pe tine, te-a rup, să știi! Rugă pentru bunic. Doamne, te rog eu, dă hăidunțe la toate doamnele goale din computerul bunicului.
zici așa ce zisăi? Ia să o iau eu roată pe la neamuri, cum ne duceam cu Mărin al meu când venea la București să vă ureze la mulți ani cu bucurie de sărbători, când 30 de ani odată nu v-a uitat. Și zic, ia să vă urez și eu cum făcea el, să nu-l mai uitați nici dumneavoastră. Tai curcanul mare de lândopai toată iarna cu nuci, fac o oală mare de sarmale, cârnați, tobă, sângerete, treabă rost. Uu, dar stăinițel, că auzi că acum nu mai avem voie să mâncăm nimic dacă nu e ecologistic. Nici orătănile, nici porc o să nu-l mai tăiem, dacă nu le facem mai întâi anestrezie. Păi, Doamne, ia-mă, cum să-mi anestrezesc eu ăle dobitoace? Mă lumină gica lui Fleașcă, zisă că ori cu țuică, ori cu injecție. Că așa e acum, dacă vrem să intrăm și noi în Europa lor acolo, trebuie să mâncăm numai carne ecologistă și să nu mai bem decât vinuri nobile, fiindcă în uie, zaibăr nu e. Ei, și așa, prinsem și eu curcanul. Și îi turnai pe gât niște țuică învechită în butoiaș de dud în pod lângă hornul căsă. La început nu-i plăcu și să zbici să scape, dar pe urmă îi dete de gust fatălică. Și începu juratul să mă alerge prin bătătură că să-i mai torn. Ăsta face urât la beție și îl lăsai păcatelor. Nici porcul nu-l mai tăiai. Nu-l mai tăiai, ci să-l tai. Că nu putuineam să-i dai chidrâtul, să-i torn și lui niște țuică pe gât, ca să moară și el fericit. Și în fumilă să-i fac injecție. Cumpărai și eu de la Craiova o curcă moartă gata, tăiată acolo, la abatorul lor acolo, și niște carne ecologă, de-aia de n-are niciun gust. Că auzi că sarmale mai avem voie să mâncăm anul ăsta. Încolo, după 2004, ne aruncă ei din avion baloturi cu mâncare ca la ăia din Africa. De vin ce să mai vorbim? Umplui și eu de mijana de 25 cu zaibăr și-l botezai Bojole. Că mă gândi, ce să mai bem vin nobil de la anul? Că nu mai bem din dac în fiu, așa că mai nobil ca asta nu se poate. Va să zic că luai papornița și de mijana și veni la București la nașareta. Când la nașareta lume luminată vezi, societate de-lea știi mai suspusă, numai vipsuri de-lea, cum le zice acum, de la nu știu câte milioane de dolari în sus, și coconeturi, fată, care mai de care mai îmbrăcată în chelea goală și învelite în niște perdele de să străveza prin ele ca prin sâtă. Mumălei, zic, mumălei, unde mă nemeri eu? Crezui că greșise în casa, fiindcă ușa mea deschise un baron local din aia cu veste roșie și cu mănuși albe. Eu mă întai după nașareta și după nașul Pantelică. Și dacă nu văzui, vreau să-i să plec. Când colo mă pomeni că mă strigă pe nume. O arătanie cu un păr roșu învărgat ca o cergă, numai în duși galbene și verzi. Smotocită în toate părțile, parcă o scărmănaseră rațele. Vânătă pi la ochi de ziceai că o lovise trenul și cu buzele negre ca de mort. Pupie-i, draci, și dădui să fug, de-aia mă apucă iute de mână. Wow, zice, ce veto, nu mă mai cunoști? Vorba răgușită de la țigării, îmi păru mie cunoscută, nimic de zis, dar nu-mi dădui seama decât când începu să râdă după dinții de aur. Bată-te, tinereța, să te bată, coană mare, era măsa lui nașareta. Mai chiar ce-ți făcuși la cap? Fusă-i, dragă, la herștiliz de-mi schimbai lucru. Ia hai să ți-l prezint, că poate ți-l schimbă și ție. Măi, vedea, n-am eu nevoie cu oană mare, că eu îmi pusei un lucru nou, tomite de asta primăvară. Dar ea nu se lăsă, mă luă de mânecă și mă dusă lângă un uchel, care era cu spatele la noi și ședea de vorbă cu o cântăreață de-lea de muzică, lejeră, vezi, de-lea de noi să vocea din ele până nu bâțăie ca toate visele de la brâu în jos, este așa. Surprise, strigă năroada bătârnă, ăsta-i herștilistul nostru. Eu să caș jos cum o-i cădea. Olelei, piei satană, zic, și dădui să-mi fac cruce. De el mă apucă repede de mână. Stai, tanti, zice, că eu tântucă. Care tucă? Domnul ăla de-și pierdu bretelele. Da, spaima bătârnă redea de să prăpădea. Nu veto, ăsta-i nepotul tău, sucă. Sucă? Mafia aliacă cui să fii. Când cheliși, mă? Nu chelii, mă rătăi în cap. Și de ce vorbești tu așa, din vârful limbii?
fiindcă îmi puteai ție o tântă, că te-ai moda și scoasă limba la mine să o văd. Mă, tatăl tău știe ce faci tu pe aceea pe la București. Între timp veni rășina și areta cu nașul Pantelică și mă ținură să nu mă prăbușesc. Stoi liniștită, Veto zice că băiatul și-a găsit un job. Ce, mă? Te șoimăniști definitiv? Te apucași să aduni cioburi? Nu, tanti, cățață, nu-i să mă îndămâna să-mi zică. Mă făcui hair stylist în modeling. Ufi, țar năravo al dracu! Nu ți-a rușine, mă, să vorbești tu cu mine injective de-ștea? Dacă te auza neîntomărin, strosnea una după ceafă, descreștea părul la loc. Stai mereu, Veto, zice nașareta, că vorbele ăștia înseamnă frizer de cocoane la o casă de mode. Ei, așa mai veniști de acasă, mă mai liniști și eu. Văzuși, tanti Veto, te supărași pe mine degeaba. Anul ăsta mă bag în politică să mă fac ministru, fiindcă știu și eu să zic, n-am de unde și nu sunt bani de la buget. Îl scuipai între ochi să nu se dă oache și mă dusei cu nașareta la bufet. Aceea nu mai tăvi cu gustări de elea, deranjate așa știi de rămăsei cu gura căscată. Niște ele mici cât unghia, numai câte o bucătură de nu-ți ajungea nici pe o măsa. Uite, zice nașareta, ia și tu, Veto, niște appetizere, ori niște snack-uri, un ordevru ceva, sau stai mai bine să te servesc o bucată de pai. Mai vedea nașe, nu mănânc eu căcățâșuri de ăștia, bag seama că de când cu economia de piață ajuns să răd să mâncați paie aceia la oraș. Nu, Veto, zice, pai înseamnă plăcintă pe englezește, cheese pai cu brânză și meat pai cu carne. Musafirii în timpul ăsta săraci, sunt dopani ei cu câte 2-3 dumicați odată, îi răzbisă foamea, vezi. Ia, zic eu, mai bine nașe, zic, dă ordin să aducă oala aia cu sarmale, cu urcanul și dă mijana de la mine cu bojoleu de-al nostru. C-or fi hămesâs bieți oameni, să mănânce și ei pe săturate, că odată e anul nou. Și de unde la început era tuns cu osul în gât și cu nasul în podină, că vezi, eu eram de la țară, știi? După ce închinară cu mine câteva pahare de bojole strămoșesc, începură să mă pupe și să mă întrebe de vorbă, vezi? Până când s-a încinsără bine și s-a pusără pe jucat. Eu îi lăsai acolo și veni fugaci să vă urez de anul nou. La mulți ani cu sănătate și pe masă cu de toate. Să aveți spor la leu greu și să vă dea Dumnezeu liniște și bucurie și tot ce-mi doresc eu mie. La anul și la mulți ani! Ce vremuri, ce vremuri, Cleopatra, ce vremuri! Uite, un prieten de-al meu a cunoscut la prânz o persoană pe gustul lui. Seara s-au căsătorit. Și dimineața au divorțat. Ce zici de asta, hm? Păi dimineața, măi, Dorele, e mintea întotdeauna mai limpede. Povestea ce vă spun despre un amor nebun e mai ceva ca în Dallas, Love Story și Shogun. Când dragoste-i mereu la fel că într-un tango îți trebuie pereche, deci mi-am găsit și eu o pereche fără pereche și un amor într-o ureche, dragoste, poveste veche, arriba! Ne-am cunoscut la Cluja Caritas la coadă, când stăm toți claie peste grămadă, căci ce ne-am spus decât la coadă, la sifoane. Mai bine stăm la Cluj că se dă milioane. Mi-am vândut casa cu etaj de la Cățelu, plus un cavou confort sporit la Pătrunjelu. Eu m-am platat urge la rând printre așcălifari, să nu scap locul reținut la milionari. Ole! Și când îmi luam dejunul, în fața mea văd unul care-mi fixa cu poftă covricul cu susan. Un tip focos de maur ce-avea trei dințe aur, mustață abundentă și aliură de sultan. Mi-a spus că-l cheamă Gore, că pleacă în Singapore, că e coleg de bancă cu Teodor Stolojan. Amic cu Stălculescu, bărbun cu Isărescu și însuși Gheorghe Funar, îi e cumnat Dunan. I-am zis, mă pasionează muzica și sportul și am invitat-o să-mi vadă cortul. Că aflu că Cluj la Caritas e coadă mare, fiind el cu cortul
an de cazare. I-am arătat în geantă mărși, dolari de vize și 8 milioane în 3 valize. Iar eu i-am spus că am un partaj, un Volvo și un Packard, și dacă acceptă, mă ofer ca bodyguard. În gard! Iar eu, fată credulă, topită după gore, simțind un grand amore, l-am acceptat îndat. I-am zis, mâncați-aș gura, dăm lovitura, îi luăm banii lui Stoica și ne-am și cununat. Extrem de încântată, eu ca hipnotizată, valizele și geanta pe loc îi le-am donat. I-am luat în plus acușa, inenele și broșa, și în brațele-i ca toanta, eu m-am abandonat. Îndat! Și declarându-i cu ador dintotdeauna, ca drept dovadă, i-am pupat mâna. Apoi am dat cadou spray să-l țină minte, cu care dorim ca faraonii din morminte. Când a țipit zâmbindu-i plină de speranță, i-am luat piștarii fără chitanță și am întins-o în lumea largă fără de habar, că vrea și mandă să ajungă milionar mai rar. Simțind iz de tămâie, eu m-am trezit pe buie și ial de unde nu e pe scumpul meu amant. Cu tenul meu de maur, cu dinții mei de aur și cu al meu tezaur, ce se topin de ant. Of core, cum îți vine să mă trișez pe mine, să n-am parte de bine, de nu te bag la zdup, ce-o spun printre suspine, să audă orice cine, de pun mâna pe tine, să mor de nu te rup. Caramba! Actore, stai un pic, că zău nu-ți fac nimic, vreau doar să te jupui, să-mi iau banii înapoi, și cu puțin noroc, să-ți vin pe lantalcioc, să voi tot nu mă las, îi duc tot la Caritas. Ale! Dorele, da. Ai bătut covoarele? Nu, doar le-am certat așa puțin. Să-ți fie rușine! Așa le-am zis și eu. Oh? Nesimțitelor. Ce dacă se zice o... Încet, încet să nu le faci. Da, margarina, cea mai bravo. Ieftină. Ce mai... Nu, cine, bravo, așa. Morcovi. Lasă că iau eu. Mașa, uite, ridiche. Da. Rață, două, rață. Da. Verdeață. Bun. Așa. Și cu ăsta ce să fac? Braz. Vai de mine! Ce? Ți-am spus eu să iei braz! Ce fac cu braz? Sparanghel de tranziție, domnișoară. Știi cât m-a costat toate astea? Cât? Jumate de chenzină, cât de... Leafa mea, pe o lună cu coană, cu indexeri, cu tot. Nu să... Ba da, nu nimic, faci și tu o mâncare de braz cu măsline și merge. Asta e mâncare să o dau la musafir de sărbători? Îi lasă că și așa vin giftuiți de la Revelion, să le mai treacă macumoreara. Așa îți dau zeamă de varză și am terminat povestea. Apropo de varză, tort ai făcut? Fac, ai avut tu vreun Revelion fără tort? Bun, atunci eu mă duc la televizor, că o dă pe Montserrat, cum o cheamă? A Montserrat Cabalie, pe programul 2. Pa! Hai, du-te, am o grămadă de treabă! Iertați-mi, dusă seacă, nu-i vina răcelii, joc rolul Violetei din Dama cu camelii. Nu vă uitați la mine că sunt cam slăbănoagă, n-am poftă de mâncare și nu am pic de vlagă. Alfred, iubitul-mi june, mi-a dat un telefon că vine să-mi aducă fasole cu jambon și în loc de violete, garoafe sau lalele, mi-aduce varză acră, ardei și gogonele să mă întremez o leacă, să-mi vindec anemia. O, Doamne, cât mă bucur! Vai, tremur ca piftia! Piftia-mi zis! Ce bun e curcanul în aspic și o bucățică mică și tandră de șoric. Dar ce se aude? El e al
iertați, mă încearcă iar artistica mea tuse. Alfred! Alfredo, vino! La pieptul să te strâng! Ah, cât ești de slăbită! Țiruieta-ți-o de plâng! Vai mie, ard în flăcări, mă mistui amorul! Te arde? Stai o clipă, că vin cu stingătorul! Șampanie, icre negre și un tort, tort cu etaj. Ți-ai dat tot ajutorul primit pentru șomaj? Desigur, toate astea te costă o avere. Nimic nu mai contează când știu că îți fac plăcere. De nu-mi spui cât te costă, mă pui la grea o sândă. Mi-a aprobat ciumara să iau bani cu dobândă. Amanetai și fracul, o scumpa mea copilă. Chiar Mugurii Xărescu mi-a pus la ban copilă ca să mă crediteze cu niște gologani pe care se restituie în 20 de ani. Crezi că o să-mi treacă tusea și o să mă fac iar bine? Da, un coș. Eu am adus un car de vitamine. Oh, mușchi! Tobă! Mortadela! Jambon ținut la fum! Și-am rezistat ispitei de a le mânca pe drum. Ce-i asta? Nu văd bine? Sublimul nostru praz? Sătulă-ți de legume, nu voi cădea în extaz. E slab alimentată și viața zi se pierde. De nu mânca de prazul, adio și-un praz verde. Sunt bune și aceste finesuri ale tale, dar mult mai mult mi-ar place o oală cu sarmale. Și un pui de mămăligă, că doar se asortează. Și dacă mămăliga deodată explodează? Așa-i, mămăliguța să nu-ți lase vreo schije. Pun vesta antigloanță și am scăpat de grijă. Noroc, dulceța! Vai, iar am febră! Srănutul nu-i din piesă, dar tuza te celebră! Mai ții la mine? Îmi porți fotografia? La piept, cu drag iubito, îți port radiografia. Ah, sufăr peste poate, că am plămâni anemici. Hai, lasă modestia, sunt foarte fotogenici! Alfredo! Cu viața mondenă am terminat-o. Să cânt mai rămâne, adio del passato. Adio del passato, porția mea mâncat-o, Pedro câțiva mari, adio. Lista de bucate aș mânca de toate, doar de unde bani. Adio, că odinioară la o cârciumioară, doar cu câțiva lei noi țara luam o pericică și o fripturică plus 5.000 de tăi. Tăticul tău, Germonte, mă face de ocară și nu mă vrea de noră. Zice că-s prea ușoară. Ușoară tu? Se înșală, bietru bătrân, pe semne. Tu mi-ai stricat cântarul, bascula pentru lemne. Statuie să-mi facă, artiști mă roagă încă. Dar pentru pusle trebuie goci-goci-amintea stâncă. Ah, ia-mă în brațe, tandru, cum scrie în tragedie, și du-mă la fereastră. Ce? Vrei să fac herie? Ridică-mă, Alfredo, aici nu mă lăsa. Ca să o ridic întregui un cric și o mancara. Ah, soarta-mi fuse crudă.
iubitul mie de vil, de ce nu mi-a dat Verdi un soț halterofil? Ce faci? Te mai lăsam 5 minute. Da, mă. Hai, du-te de te îmbrac. Ți-am pregătit tot în dormitor. Un prieten de-al meu s-a dus la psiholog deoarece credea sincer că are un picior mai scurt. Psihologul a lămurit că celălalt picior e mai lung și acum e fericit. La fel și cu pensiile și cu salariile. Mi s-a spus că nu sunt ele mici, ci prețurile mari. Da? Oh, păi altă viață, nenicule! Hai! Ziua bună, sânedre! Mă, e careva aici! Adă-mi și mie două beri! Dar ce-i cu lelecumatele, a? De unde vii? Ești cătrânită? Pa, nu-s cătrânită, vezi de treabă. Am fost de dimineață la lelea Fimia potecarășului. Da, că de vreo 3 zile o tot monitorizesc. Ce faci din ea monitor și te uiți la ea așa? Mă, sânedre, mă, nu-i bai că tu ești inteligent din născare. Baiui că ești inteligent când grăiești cu mine, mă. O monitorizesc ca să intre în Europa, mă, să știe ce să facă. Aha. Ca să intre în Europa. Așa e, am priceput, sigur că am priceput, no. Dar de înțeles, n-am înțeles. Păi nu mă bolunze. Nu mă face că te monitorizez și pe tine. Mă, de pe ea monitorizează-mă cu niște vinar. De la că n-am un chior buzunar, un chior n-am. Păi de unde să-ți dau eu ție vinar, mă? Că de când i-au făcut de turtă dulce, nu mai avem voie să facem vinar. De-am înainte trebuie să bem numai de la de import. El a că zice că-i mai scoci și te chiorăște mai repede, da, așa te uiți după el. Eu am fost la ea că s-o învăț, s-o descălesc, că cum să mulge vaca cu mulgătorul electric, mă. Păi are baba mulgător electric? N-are, cum să aibă. Dar eu m-am dus și-am luat bigudiurile de la Norsa și le-am pus niașe la țâțele vacii, așa frumos, și apoi am legat confir până la mașina Luffy Ciorso. La acumulator? La baterie acolo, da? Și dacă-i fi văzut cum face vaca... Aoleu, vaca, ce zicea? I-au ieșit ochii niașe, așa amândoi ca... ca două faruri de alea de pe ceață. Fază lungă. Și nu mai muje cum se mujește. A început să mujească. Uie! Uie! Și numai când a scos vaca limba și s-a prăbușit pe podele, atunci lelea femeia a priceput despre ce-i vorba. Și atunci am trecut la punctul 2 la grajd. I-am zis așa, lele femeie, la vacă trebuie să-i creezi un habitat corespunzător la cele mai înalte standarduri europenești. Aha. Adică să fie grajdul curat ca la spițărie, ca la potică, mă. Am priceput. Dacă duci doctoriile din spițărie în graj, ce mai pui? Fân? Păi nu pui fân, mă, că vacile nu mai mâncă fân. Vacile mâncă numai grăunță din import. Și grajul rămâne curat, gelucește și îl dai cu spray. Cu spray? Yeah. Aha, dar are spray? N-are, mă, n-are. Dar am luat eu de la noră mea din jantă și l-am dat babi, numai că o trebuie să o duc pe viată babă la spital, că era spray paralizant. Paraliza baba? N-a paralizat, doamne, fer și înconjură. Treabea asta, uie, cere din alea, cere sacrificii, toate. Nu? E, cere sacrificii. Și i-a mai făcut om bine. Am învățat-o cum să-i pui la vacă GPS. Jeep? Mă, sânedre, mă, cine ți-o spus ție că ești înalt ca bradul și de aștept ca gardul să știi că ăla n-o greșit. Tati, curând! Ce? Aici stai un fel de chip pe care îl pui la vacă, nu-i așa?
Aha. Și când s-o fură oaricine, o găsești și cu satelitul, mă. Hai de mine, bă, ce mai poate baba să se dea cu satelitul la anii ei? Mă, știi ceva? Dacă spui așa prostii, mai bine stai mai departe, că am auzit că asta să ia. Doamne, fer și înconjură. Să ia, să ia, că și-o păi am luat la altcineva. Ia zi, bă, să-ți fie de bine. Zi. Trebuie să spun că am învățat-o și cum să se poarte cu vaca când vine de la câmp. Vaca trebuie mângâiată, vaca trebuie țăsălată, vaca trebuie implementată, mă, și spălată pe dinți cu periuța de dinți. Da. Și baba ce a zis? O zis. Nu poți să spui. Nu poți să spui că astăzi e Sfânta zi de duminică și mă bate Dumnezeu. Dar un binetă i-am făcut. I-am schimbat adresa de unde vin de la. Amul nu-i mai zice vindem lapte pe ulița Popii. Amul zice www.ujeremariuie.ro. Alo? Da? Măi nevastă, zi-mi și mie, tu ce-ai pus în mâncare? Nu zic secretul bucătarului. Hai mă, că mă întreabă ăștia de la urgențe. Ca o mămâie. Salată de bâf nu ai voie, că e cu ou. N-ai voie pește. N-ai voie pește, că e cu pește. Sarmale. Sarmale ai voie. Dar nu pe stomacul gol. Uite, dragă. Asta. Asta ai voie. Morcov. Morcov fiert. Poți să mănânci cât poftești. Uite. Ia. Așa. Este foarte bun. Nu se mănâncă. Nu acum, că nu bea nimeni. Și nu fă mutra asta de martir, că doar ai venit să petreci aici. La mulți ani! La mulți ani! Acum bea, că bea toată lumea. Ce să-ți fac dacă ești mototol? Uite, dragă. La mulți ani să trăiești. La mulți ani. La mulți ani. Bea mai elegant, ridică un deget. Nu ăla micu. Nici mijlociu, nici inelaru. Nici inelarul, dragă, celălalt. Nu arătătorul, celălalt. Ah, istețule. Ia uite. Serios.
ce stai așa? Ce stai așa? E Revelion, dansează! Nu cu mine, nu cu mine. Sigur, la blondă te repezi. Nu cu Vasileasca. Puiule, eu sunt puiule. Gata, hai. Hai. Hai acasă, că te-ai distrat destul. Trăiți-vă viața, oameni buni! De ce? Să nu se plictisească preotul când vă veți povedi. Asta e o replică de Anete Duduleanu, una dintre gaițele cuibului inventat în lucrarea dramatică cu același titlu de Alexandru Chirițescu. În fragmentul selectat de noi din adaptarea pentru televiziune a acestei piese clasice, veți recunoaște alături de Draga Olteanu Matei alte trei nume ilustre ale scenei românești: Leopoldina Bănăluță, Margareta Pogonat și Olga Tudorache. Iete! Vedeți? Vedeți că nu coboară niciunul de la odaie? Lasă-ți asta, că sunt tineri. Vor avea și ei ceva de tăienuit. Aoleu, mă adorme butuc. La ora asta? Doarme aburiția năiche până la 5. Alam trai pe Mirciulică. Care Mirciulică? Bărbatul procopsite de Margareta. Sață, decât să-ți vorbești ginerile de rău, mai bine ai chema-o pe fraiela să ne dea și nouă câte dulceață. Oh, dă un colo soroc, iar sare în sus. Dar ce, sață, ți-e frică de ea? Fă-i. Da, de când a murit la ta, se... Ia conduce aici. Eu de mult aș fi trimis-o la nemții. Da? Da. Dar cine-mi ține casa? Mi-o ții tu? Ia și-a de o lună, două și pe mână, pe agiță drum. N-o vezi cum s-a îngreșat? Ce gușuliță a făcut? Fraila! Aha, se face când aude. Ia strigă-ți și vă ia. Fraila! Bine! Ce faci, fraila? Nu vii să mai stai și cu noi? Ich? Nein! Avem musafiri! Wer ist dort? Wanda! Wanda, nepoata lui Tase! Sie soll zum Teufel gehen! Ulelei! Și Ianache! Dragostea ta! Ai spus la Ianac? Se trimit un tur! Cerșetoare te-am pomenit! N-am pus să vezi omul că e și să ai în casă! S-ai golit garnit de tot! De tot! Sie sind die Wanda. Ja, Freude. Die Wanda, welche zum Mitternacht mit einem Kavallerieoffizier durchgebrannt ist. Entschuldigen Sie mir bitte, aber wie schamlos und verdorben Sie sind. Moră nefericată, decât ai turui acolo, mai bine îi pune și tu câte o dulceț. Ich, dulceț? Eu nu ești servitor să pui la tine dulceț. Dacă doriți dulceț, sunați la zanfir să pui la foi dulceț, făruchte alte. Welche sich einbildet, dass ich eine Dienstmädchen bin. Asta e mărua de rău. Suico! Ia scoatul de dude-o sună pe zanfira. Tată, chiar te-ai gândit bine înainte să vorbești? Ce vorbă e asta? Cum vine, adică? Vine că n-am să-mi calc eu pe dignitatea mea ca să sun pe zanfira când e cine să sune. Da? Ia. Și cine-i poftit tu să sune? Eu! Tot eu să le fac pe toate! Da, sigur că pe dumneavoastră doare degetul să apese pe buton. Dar ce fata, adică ți-a scat de nasul să apeși? Te rog, țață, te rog foarte mult să nu mă înjosești pe mine în fața slujilor. Unde slujiți? Cine slujiți?
Tu, frai la Lala! Was sagt das freche alte Weib? Die Teufel soll dieses freche alte Weib holen! Ich bin keines Rouge. Verstehst du? Keines Rouge! Du bist eine Baba. Merchia, un obrastic! Un obrastic! Oh, cosun eu! Cui dai cu hule? Nu ce-ai nebunit? Lasă-mă, mi-o cosun eu. Sună, mă, sună. Zanfiro! Te sună! Zanfirițo, fetițo, fii tu drăguță mumă și adu chiseaua aia cu șerbet de lămâie al coanizoie. Eu nu știu care-i șerbetul de lămâie. Să-l aducă fraila, că ea știe. Nu știi? Țărant pe zevent, n-ai prins eu la ea cu deșet în bacan. Pe mine? Pe tine! Ori ești izoltată, ori nu ești izoltat? Dar ce nebun așa te sprind tu cu fraila? Țiganca, că ești un magarit, un putor! Asta e! Firito, fetițo, fii mai supusă! Iubete Vanzighi! Iubete Vanzighi! Dar de ce umblu cu cotoșii cu anale? N-o să nu umblu cu cotoșii cu anozoi, că-i păcat de Dumnezeu, că eu sunt femeie cinstită, că eu onatule, dacă îl găsesc, vin și-l aduc cu animal! Aduci, taci! Da! Taci! Ții cu ea! E de ea să ai parte, mâna să-i se usuce ăluia, dar pus mâna pe ceva de scoasă asta! Pleci! Mie să-mi dați banii mei, mă duc la birou, îmi face socoteala și gata! Dar să nu vă bucurați la munca mea, cum faceți cu ea de pe moșile voastre, că o dau dragului de casă cu cine știu eu! Am plecat! Ești un teufel! Mă duc! Putar ce ești! Văzuș, madame! Văzuș! Mi-a igonit-o și pe asta! La dracu, mai bine să pleci! Se pleci, se pleci! Dar parchetul tu mi-l freci? Eh? Și-mi speri tu vasele! Nici servitor! Că nici patul nu ești în stare să ți-l faci! Ce să îți sluși mai mult pentru ea? Că și tronul mi-l scot, pardon, singur! Dar ea vrei să se duci eu, tron, la ea cu putor! Și vede vanzinii! Cea mai bună probă că umorul este o formă de inteligență este că enervează rău pe proști. E, te rog frumos, nu mă... După cum se va vedea în cele ce urmează. Alo? Eugen? Da, eu sunt. Dragă, te rog, iartă-mă, dar nu pot să vin la înregistrare. Uite, tocmai acum am terminat spectacolul și sunt frânt, să știi. Nu mai pot... Te-am rugat-o pe cabinieră să-mi facă un ceai și după ce am să-l beau, stau și eu puțin lungit aici. Crede-mă, îmi dau sufletul. Nu, dar ce face femeia asta? Oh, bănățencele astea sunt așa de încete. E una nouă de la Timișoara, a venit cu revoluționare acum. Da, stai puțin. Uite-o că vine. Stai, nu închide, uite până aici. Gata-i ceaiul! Salbiet sănătos! De ce-i? De ce-i? N-ai înțeles. De ce-i ceaiul? De ce-i? Păi, eu te întreb... De ce-i ceaiul? Și eu vă răspund de ce-i? Păi răspundem! Păi nu v-am răspuns! De ce-i? Deci eu sunt obosit acum, știi? Că sunt obosit, n-am chef de glume. Eu te întreb de ce-i ceaiul? Apoi nici mie nu merge de glume! Ceaiul îi de ce-i? Eu când sunt obosit, sunt și nervos. Și nu vreau să mă enervez mai tare. Te întreb... De ce-i ceaiul? Eu văd că dumneavoastră aveți nervos. Tocmai geașia vi l-am și făcut calmant. De ce-i? Pe cum adică dumneata mă întreb pe mine ce eu l-am făcut? Ba nu, eu l-am făcut. Și nu trebuie să vă enervați. Dar dacă doriți, da altceva, eu vă-l iau și vă fac altul. De ce vreți? Adică de ce? De orice ce, numai nu de ce. Stai puțin să o luăm încet. Ce ai să face din flori, da? Din flori de romaniță, din flori de
coada șoricelului de sunătoare. Ăsta care l-ai făcut, ăsta, din cei? Ăsta-i din flori de cei. Iar o luăm de la început. Spune odată, femeia lui Dumnezeu, din cei ce ai ăsta? V-am mai spus de 1000 de ori că de cei. Dar acum gata, eu nu mai scot o vorbă, bași dacă mi-s bace. Eu plec să terminăm odată toată sococeala. Găsiți-vă prea altcineva să se lupce cu dumneavoastră. Duceți-vă la televiziune să vă fac acolo șai din flori de cei. Și nu mai tățâneți telefonul ăsta deschis, că prea mine mă pune să plăcesc. Că așa vi stăți, v-ați învățat așa. Auzi, Eugen, hai că vin imediat. Într-un sfert de oră sunt la televiziune. Spuneți, domnule ginecolog. Da. Doamnă, trebuie să vă dau o veste bună. Domnișoară. Ah, domnișoară, trebuie să vă dau o veste proastă. Cum te cheamă? Varvara lui Toderaș. Câți ani? Cât îmi dați și 8 de ani. Aici nu ne jucăm, așa că... Ulei, vă supărați voi! Dar să nu mai ziceți la nimeni. Păi arăți bine ce cauți la mine. Nu râdeți, top, doctor, nu râdeți că-s bolnavă greu. Da. Mă doare și la gâlci, și la lingurea, și la junghetură, și la ficat, și la schiere de inimărea, și la ouul piciorului de reumatismul, tot mă doare. Ce boli ai mai suferit? Am zăcut și de brâncă, și de lingoare, și de zăduf, și de astenie, ca ăștia de la oraș. Ai avut și astenie? Și ce simțeai? Păi simțeam bine, simțeam că mă ia așa, ca un fel de lene de aceea de la vântre și să sloboade binișor în jos pe șale, păi că se trăgea oață. Și de aceea să prepinge în sus pe șiră și când ajunge colea în vârful capului, odată face clunc. Clunc. Da, doctor, ai fost? Fusă-i, îmi făcură și o de-aia, cum îi zice, știi, tălică, o de-aia, zi să-i zic, o îi face logramă. Dar nu găsără nimica și îmi deterezaiu niște nasturi de-aia turchejii, 380 ciocănelul. Dar mâncai la ei toată iarna tot degeaba. Când dădu colțul ierbie și la câmp, în loc cu mâna, auzi. Și acum la mine de ce ai venit? Păi veni mai întâi la sultana nepoată mea, mă plânsă-i la ea, zic, sultan, nu au mori, mori, cum o să mori de pe acum, du-te și tale la un doctor. Mai chiar știi că zici bine, hai să mă duc și uite că veni, tof, doctor, veni că mă doare tot. Dar ales aceea mă doare, uite aceea. Uite aceea. Stai mai acum gândirea, uite la el, na. Iertați-mă. Așa. O fi niscai chietri la schiere? Păi că șade cineva cu lacșu, uite așa, uite așa mă împunge. Ce zici, o fi chietri? O fi, stai jos și ridică mâneca. Ia. Așa. Dar știu cum să scap de ele. Cum? Știi cum fac? Iau o ridiche neagră, o rab bine, o stor cu sare și beau în fiecare dimineață câte o ceșcuță pe inima goală. Eu zic că nici în 3 săptămâni de zile să macină chetrile alea ca când ar fi trecute prin valțul mori, așa? Ai? Așa. De reumatismul nu mă mai vaiet. Nu mă mai vaiet că, uite, mă doare toate încheieturile de dimineață până seara și de seara până dimineață. Și uite la degetile ăștia, văzuși? Ietele s-a strâmbat de tot. O fi reumatismul de la de strâmbă oasile? La un reumatolog ai fost? Păi zici să mă duc. Păi așa zic. Păi dacă zici tălică, mă duc. Păi da. Mă duc. Of, doctor, dar și la lingurea mă doare. Așa. Încă ales dimineața când e inima goală, uite, simți aceea, așa, în capul pieptului, că mă arde ceva, așa, ca un... Păi că am mâncat jărăgai, nu altceva. O fi de la urcel. O fi și de la urcel, dacă zici dumneata. A, dar știu cum să scap de el. Iau un chil de țuică de prună de aia tare, de 60 de grade și topesc în ea o mână de floare de tei și o mână de anghinarie. Le zbicez bine și sorb în fiecare dimineață la prânz și seara câte o gură pe inima goală ca să spere, vezi, buba aia de pe stomac și să-l oblojească pe dinăuntru. Eu zic că nici în 6 luni de zile să scap de el, căstălică, ce zici? Se poate? Așa-i. Dar ce făcuși, tof, doctor? Luași nasturi. Unele, de ce luași nasturi? Mă doare capul, că e cam răcit. Vezi de treabă să prinde boala de doctori, dă-le mor
morți de doctorii că ăștia e boală curată. Eu zic că ai stat tălică prea mult aceea în birou și ți s-a suit sângele la cap. Fica așa, zic, ia uite ce gălbejit ești. Nu-i păcat, vine unul, vine altul, te mai vede așa și nu e bine. Ia uite, tiner ești, frumos ești, înalt ești, cu părul crețu ești, uite, numai ondoleuri, ondoleuri. Ia stai, zic eu să-ți fac o frecție de alea ca să-ți gonesc sângele, că vine dicolea, dicolea, să strânge și să apasă pe creier. Îți fac eu o frecție, cum știu de la mama, bătrână. Să vezi cum îți ia, păi că ți-ar lua cu mâna. Lasă-mă cu prostire. Ai tu, doctor, să vezi ce bine o să-ți facă. Ia și scoale. Lasă-mă, femeie, cu prostire. Și când spun să stai. Și scoale aceea, păi să poate, ia scoate și fiarele ăștia. Da, mă, femeie. Ia uite-te, fugi durere dintre ochi, din gene, din sprâncene, din creierii capului. Ce ai mai scândit? Ia uite-te, ce am scândit din Mă duc și eu în păcată la mine acasă. Să-i spui și eu sultanii ce-am făcut. Că cu o sultată ca acum n-am fost în viața mea. Ajungând acasă, nevasta lui Bulă își găsește bărbatul în bucătărie, urmărind muștele cu o paletă în mână. Ce faci, iubitule? Vânezi muște. Bravo, bine le faci. Și, ai vânat ceva? 3 masculi și 2 femele. Dar de unde știi tu care sunt masculi și care sunt femele? Păi 3 erau pe halba de bere și 2 pe card. Veniți des, de acelea. Deci, astăzi am venit răintempestiv, dar de obicei venim inoportun, să știți. Eu sunt acelea la 500. Scump, dar să și merită. N-ați văzut, are portarul un general. În rezervă. Dragă doamnă, în rezervă sau în rooming, puțin îmi pasă unde doarme. Feeling să aibă. Și asta are. Dumneavoastră ați venit în sejur sau numai în weekend? Nu. În weekend, că sejurul ni l-am făcut. Am înțeles. Mm-hmm. Cu afaceri, doamnă. Ce afaceri, doamnă? Mm-hmm. Înțeleg. Soțul e afacerist. Mm-hmm. Mic, gros, în detai, cu bucata și cu ridicata. Oh. Bravo. Și dumneavoastră? Ok, și noi tot cu business de afaceri. Mm-hmm. În ce domeniu? Ia-te la grăsana, ia-te cum se întinde ea pe șezlong. Parcă ar fi pe litoral. Vine fiecare zi aici cu gigolul ei. Să știți că și noi avem piscină, dar vorba aia, business-ul e business. Dar Mrs. Monenzis vorba aluia. Noi să știți că noi avem bideu cu țâșnitoare. Pentru la cine e o fisete de apă plată. Aha. Să fie acolo. Da, living room? Living room aveți? Deci, nu știu sigur. Să-l întreb pe soțul meu. Dacă nu, o să-i spun să cumpere câteva bucăți. 2-3 bucăți acolo cu bani cash, să fie. Dar ce caniculă poate să fie astăzi? Wow! Dar de unde aveți evantaiul ăsta așa de exciting? De pe Clarence, din apartament. Ia, do not disturb. Aha. Adică nu se mai distribuie și la alții. Păi cred și eu la cât costă apartamentul. No. Și spuneți-mi, ce alte meleaguri exotice ați mai frecventat? Anul ăsta am stat în stand-by la bungalow-ul nostru de la Chiajna. A venit fiica mea din America, unde s-a măritat cu un bulgar plecat la căpșuni în Spania. Oh, ce frumos! Da, dumneavoastră? Noi am venit la băiat, în Rahova. Ups, dar ce-a pățit săracul? Înțeleg. Dar se rezolvă, nu-i așa? Pentru că și bărbatul meu a avut niște probleme, dar l-au scos nup. Păi, doamnă, pentru nupul ăsta am venit cu neurmărirea penală. Pentru asta am venit și noi aici, că vrei să-l trecem pe băiatul nostru la...
helioterapie intensivă. Ei, doamnă, oamenii din ziua de azi e precoci. E asiatici după bani. Oh. E invidioși, doamnă, capra vecinului. Dar cui o spuneți, doamnă? Mai știm și noi cât e ceva, doamnă. Ei, eu zic că, stimată doamnă, I'm used to it să coabităm împreună la o sondă de mix and drill. Thank you! Așa, hai să ne fie de bine. Da, da. Poate cine știe, de seară vă sloboziți la un lunch. Oh, I'm sorry. Am fost invitați la un ranch la Ciorogârla să facem party cu un grill de barbecue cu berbece la grătar. Au! Haideți, doamne, haideți, hai! Thank you! Welcome! Da, firețele dracului de milionărețe de cartofi. Așa e când încape democrația pe mâna cui nu trebuie. Băiete, ia mai adu-o sondă de aia cu suc de portocale. Dar să puie mango mult. Gheorghe coboară din avion cu pantaloni în mână. Eu nu mai merg cu avionul în viața mea, ue. De ce, măi, Gheorghe? De ce? De aia, că nu se hotărăsc aia. Ba, pune-ți centura, ba, scoate-ți centura. Pune-ți centura, scoate-ți centura. Păi uite, am rămas cu pantaloni în vini, ue. Bine vă găsi, la mulți ani, cu noroc și sănătate, că e mai bună decât toate. Că ce nu face omul când e sănătos? Iată eu zilele trecute. M-a dus și eu prin magazine după cumpărături. Picolo, picolea, treabă rost. Ca toată mâinile de sărbători. Și mă întreba răsuratele, zice, fățață Veto, tale nu ne spui nimic de anul nou la televizor? Ba spui, cum să nu spui eu, na? Păi ce, eu n-am un nepot. Am și eu un nepot de soră, de-a lui nevasta, lui fratele, lui bărbatul meu. Și unde nu ne pomenim noi cu el într-o seară că vine și ne spune că el de mâine nu mai lucrează la câmp. Că prea e nămol, că se prea istovește și că el vrea să facă funcționar la oraș. Și s-a făcu, mare pe la cinematografie, ajunsă bine, vinde bilete în față la cinema Crângaș, ce mai, ajunsă bine, rău. E și așa zic, nu plecă el bine de acasă, că odată să și pomeni mamă sa cu o telegramă de la el, zice, trimiteți bani de urgență, Bill. Olelei, suci măsa, telegrama, o învârti, că vezi, nu-i da de rost, vezi, cine să fie ăsta Bill. Și odată îl luă la zor pe bărbatul să zice, mă, te îndatorași tu la careva? Mai vedea, zice el, păi ce tu mă știi pe mine că fac datorii? Trebuie să fie vreo greșeală și nu trimiseră banii. Când ce să vezi? Să pomeniră cu nepotul meu, Vasile, că vine Val Vârtej acasă. Păi nu primiră-ți telegrama mea? Tiratinera, mă! Eu te mă după conținut, îți cunosc cu eu vorbele tele, dar tot nu mă dumiresc cine să fie ăsta Bill. Păi așa să zice pe englezește la Vasile, prin filmele alea cu cowboy, de pe la cinematograful Crângaș, vezi, Bill. Mă... E, dacă trecu și asta, într-o zi mă pomeni și eu cu un telefon de la Bill al nostru. Zice, alo! Zice, dragă tanti, că țață nu-i să mai îndămână să-mi zică, vezi. Zice, nu știi în ce dădui. Mi-odată îmi trec un cuțit prin inimă. Zic, în ce dăduși, mă? Zice, dădui în astrenie. Mă bolnăvii, zice, sunt bolnav rău. Sara nu mă poți culca de vreme și dimineața nu mă poți scula decât târziu. Eu adicolo zic, o fi de la fumat. Zice, nu, e tanti. Zic, mă fi de la mâncare, că prea te îndopași când veni și acasă, te îndopași să-ți ajungă un an. Nu e nici de la asta, e de la muncă. Cum de la muncă, mă? Ia, de la munca cu biletele. Cum de la muncă, mă? Că eu îl scot pe al meu la prășit și îl țiu de dimineață până seara cu capul în soare și e te numai de nastrenie. He, zice, păi ce, el e intelectual ca mine? Zic, așa-i, mă, el e intelectual. Așa zice că trimitem tale niște bani
ca să-mi cumpăr medicamente străine, că ale noastre nu e bune. Ce făcu Bilă? Să dusă cu banii mei la unul care făcea afaceri pe picior. Și vându ala pe sumână, o doftorie de la descrie pe ea, zice, urgental citronervure. Adică bag seama cum ar veni de urgență pentru nervi. E, și din ziua aia începură beleli pentru Bilal nostru. Ce să vezi, mumăle? După primele trei linguri, simți că pălăria pe care o purta de trei ani de zile nu-i mai intră pe cap. Trosă el, împinsă el, până să pomeni că-i rămâne marginea pălăriei, e așa ca un colac în jurul capului, ca un colac peste pupăză. După alte trei zile, altă minune. Să pomeni că în gheata stângă nu-i mai intră decât degetul mare de la piciorul drept. Și în gheata dreaptă nu-i mai intră decât degetul mic de la mâna stângă. Olelei, mumă care m-a făcut și iotete ce mi s-a strânsără mie încălțările și plecă la slujbă în cerapi supraelastici. He, dacă văzu Bilă și văzu așa, pusă și el mâna pe telefon și dădu un telefon afaceristului și zice așa cu blândețe, zice, bă, eu te bag ca pe preșuri în zi de curățenie. Ce-mi făcuși tu mie, mă, că din tot ce-mi pui eu în cap, nu mă mai încape decât cea unul de mămăligă? Păi zice ăla, de unde să știu eu? Luași cum îți zi, să-i luai? Păi ce dublează doza, ce făcu eu doftoria? Și s-a pus Bilă de dublă doza, în loc de trei linguri, luă șase. Ce să vezi, unde nu începu Bilă să dea muguri și frunză de stârni cățelul vecinii de apartament. Noroc că fu Bilă vigilent și-i plezni una cu imbricul în cap de-l făcut să auză câini în giurgiu. E, speriat el de toată întâmplarea asta, dădu și el buzna la o farmacie și rugă pe oamenii ăia de acolo să-i citească și lui încă o dată ce scrie pe sticluță. Și așa află Bilă că ce era în sticluța aia nu era pentru om, era pentru pom. Îi vândus afaceristul ăla o licoare de-alea. O licoare de-alea, știi, de face să crească mai repede portocalii, grefurii, lămâii și alte strepezituri de-aștea. Vai de capul lui Bilă! Acum Bilă e bine. În afară de piciorul stâng la care poartă numărul 58, în schimb a început să scârțe. Cum deschide unul ușa sau fereastra, odată îl vezi că s-a pleacă așa într-o parte și odată începe să facă scârț, 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 ca stejarul după cală. Mă, și câte nu trage amărâtul din cauza asta. Într-o zi a fost și el poftit la o conversație, la miliție. Și îl întrebare tovarășii de acolo, zice, cetățene, cum e cu serviciul dumitale? Dar el dicolo, scârț, scârț. De? Altădată vrut și el să se însoare. Și îl întrebă și tatăl fetii, din ce-i să ții familia? El dicolo, scârț, scârț. Altădată veni și el să întoarsă acasă în sat. Și să pusă pe muncă, de? Și să dădeau varietăți la televizor. Și îl întrebai și eu pe el, în calitate de specialist, vezi. Mă, zic, cum îți place ție artista aia, mă, de joacă pe veta lui Neamării la televizor? El, Nicolo, scârț, scârț, pițar scârț, a furisit și-i troazni una după ceafă de lecui pe toată viața de scârțăit. Și s-a dus încă o ediție dintr-o gală minunată. Dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți și altă dată. Adică săptămâna viitoare, la aceeași oră, la gala umorului.